e cu schimbarea? Așa cum se întâmplă când ești în avion și poți să zbori deasupra pământului sub nori și văzând pământul să ți se pară lucrurile familiare, să fii cumva într-o zonă de mai mult confort în care să recunoști lucrurile și să ți se pară că ești mai în siguranță. Poți să fii deasupra norilor și să nici nu-ți dai seama unde ești, să nu recunoști nimic și să te simți dezorientat, să te simți speriat, chiar anxios, să nu-ți dai seama pe unde ești și ce se întâmplă cu tine. După cum poți să fii și în nori, în pătura de nori, în care să nu vezi nimic, să nu recunoști nimic, să nu te regăsești și frica să fie foarte mare. Cam așa este cu procesul de schimbare. La un moment dat, când ești în schimbare, nu te recunoști și nu te regăsești nici în obiceiurile pe care le cunoșteai și încerci să le schimbi și să le abandonezi, dar nu ai ajuns nici la destinație, acolo unde ți-ai dori să fii. Obiceiuri noi și lucruri noi la orizont. Dar cum? Și aici, uitați-vă, apare soarele. Sigur că dacă ești insistent, persistent și consecvent, vei ajunge să vezi lumina, zicem noi, luminița de la capătul tunelului. Sau în această situație, pentru că eu sunt în avion, luminița din spatele norilor întunecați. Dragilor, procesul de schimbare este un proces anevoios, dar satisfacțiile sunt pe măsura nevoinței noastre. Și așa cum acum începem să vedem pământul, casele, străzile, apele, locurile, poate pe care le identificăm într-un fel sau altul. Cam așa reușim la un moment dat în viața noastră și în procesul de schimbare să ne regăsim într-o nouă formă, într-o nouă identitate mult mai bună, mai desăvârșită și de care să fim mai mândri decât am fost. Doamne ajută să ne fie